care m-a onorat cu prezența dumnealui. Ultima dată ne-am văzut, nu știu, undeva pe la Chimeș Palanca, nu mă amintesc exact. În tot cazul, m-a îndrăgit foarte mult. Trebuie să amintesc de domnul profesor Eugen Budău, care m-a onorat cu prietenia și cu iubirea lui. Un mare profesor care s-a stins din viață, nu mai știu exact cum a rămas dicționarul făcut cadou de domnul profesor undeva pe la București. Era o dedicație minunată acolo. Nu l-am dezamăgit, sper. Deși eram mai tânăr decât acum, domnul profesor m-a binecuvântat cu încrederea dumneavoastră, așa cum a făcut-o și domnul profesor Universitatea Dămiră. Nu aveam, nu știu dacă publicasem a doua carte și domnul profesor Budău mi-a spus, da, am să fac un portret pe care îl meriți. Așadar, domnul Eugen Budău rămâne, este și rămâne o personalitate în domeniul literaturii județene. Așadar, ce cruce duce în spate, spunem, Doamne, hai dă-mi mie ca să mor pe ea și când cobor din ceruri, icoane, să binecuvântez și viața mea. Mai dă-mi o șansă să mă mântuiască iubirea plânsă, răstignirea grea și fiecare rană ta cerească să o port în mine, spre a te vindeca. Și iartă-mi tu păcatele de humă, tu care ai dat mereu fără să ceri, că uite câtă lume se adună pe Golgota divină învieri. Și amintește-ți, Doamne, și de mine, la judecata Tatălui Ceresc, eu cel mai aprig, păcătos și bine, în învierea ta nădăjduiesc. Atinge-mă cu dragostea divină să binecuvântez iubirea mea și în ruga ta de duh și de lumină să am o șansă spre a mă salva și ocrotește, Doamne, o ființă care departe și la care țin și nu genunchez la tine cu credință să ocrotești copiii ei. Amin. Și am să citesc poemul preferat al Robertei, care este trecut parțial și pe ultima copertă. Nu știu la ce pagină e. Știi și la ce pagină este? Ți-aș închina palate și istorii, ți-aș dedica în vers iubirea noastră, te-aș oferi în lupte și victorii, te-aș da o frantă pe o mare albastră, te-aș trânge greu între corăbii nude și în tablouri eu te-aș exila, să nu dispare iubita mea niciunde, în gândul meu eu te-aș încarcera, eu te-aș ascunde în caverne ude, într-o sculptură marmură de foc, în catedrala Sfântul Petru anume, cu pieta și sfinții la un loc, eu te-aș ascunde în lacrima de noapte, în zâmbetul serafic de copil, sub aripile tale sau șoapte, de flori nebune luna lui april, pe Michelangelo aș îndura de tine să mitenească fiind cu dalta sa, mi-e teamă însă că nu are cine să definească frumusețea ta. Poemul meu nu poate să cuprindă nici Roma, un imperiu destrămat, nici Nero nu mai poate să aprindă de dragul tău incendiul împalat, nici Dante de infern nu o să mai scrie, nici Goethe pe Mephisto nu mai vrea, Rimbaud a renunțat la poezie precum Da Vinci la pictura sa. A renunțat când ți-a văzut lumina din îngeri prăvălită pe pământ, l-ai sfredelit cu albul tău retina când ai atins cu aripa căzând, aș renunța la tot ce am pe lume, avere, soartă, sănătate, scris, aș renunța la faimă și la nume, de mai iubi așa cum ai promis, transfuzii eu ți-aș face cu poeme, transplant de inimă îndrăgostită, dacă ai să mă alinzi din vreme în vreme, îți dau și viața, draga mea iubită, soția mea, frumoasă mea din stele, alintă-mă cu nemuria ta, ești îngerița visurilor mele, rămâi cu mine, veșnicia mea.